Astăzi au fost vândute primele mărțișoare din acest sezon la deschiderea târgului din piața Dacia. Încă de dimineață, când Marele Cort a fost deschis, a început despachetarea și aranjarea pe standuri a micilor bijuterii, care de 1 și de 8 martie vor fi dăruite tuturor doamnelor și domnișoarelor, împreună cu un buchețel de ghiocei sau de zambile parfumate. Multitudinea de mărțișoare de toate formele și culorile fură privirile vizitatorilor, care se hotărăsc cu greu pe care dintre ele să le cumpere. Cu cât ai imaginația mai bogată, cu atât îți iese de să nu mai conturat. Și după aceea, bine, îl mai aranjezi tu la mână cum reușești. Lumea acum îmi place că a început să devină un pic pretențioasă și vede lucrurile care sunt făcute. Ei preferă să ia ăstea decât de la București și alte ăstea. Acum am încercat tablourile cu licheni să vedem cum merge. Cred că suntem aici singuri, încerc. Toate sunt lucrate de mine. Manual, nu? Nu cumpărăm. Da, absolut toate lucrate manual. Coșulețe în coajă de fisic, cu sfoară, văzuțe, mini-văzuțe. Ce mai avem? Buchețel la 2 lei. Prețurile sunt excelente. Sfoară împletită. Mai avem aici ceva interesant. Un fel de stropitoare din care curg florile, pufere, acestea sunt coșulețe neîmpletite, acestea sunt împletite de noi, așa, coșuri împletite. Și ați adunat floricele nemuritoare, nu? Floricele nemuritoare, aici am imitat o plasă de gard pe care am făcut-o Podcoviță. Ca în fiecare an, primăria a venit în sprijinul membrilor Asociației de Creatori Populari și le-a pus la dispoziție gratuit 3 standuri pe care să își expună spre vânzare creațiile handmade. Totul e lucrat manual. Deci croșetate, ghiocei, astea sunt pictate, absolut tot. Astea sunt făcute cu mărgeluțe. Ia uitați, tăți de frumoase. Toate sunt muncite. Și plăcerea o am de când eram mică, de la mama, și făceam cu ea orice și țeseam la război și făceam orice și acum pur și simplu trebuie să fac, le am în sânge, nu pot să stau. Astea sunt lucrările mele, sunt toate realizate cu mâna, deci toate sunt lucrate manual, absolut tot ce vedeți aici. Lângă cort au fost instalate căsuțe din lemn pentru cei care nu au mai prins un stand în interiorul cortului și pentru vânzătorii de flori, fără de care sărbătorile de la început de martie nu ar avea farmec. Până pe 8 martie, târgul de mărțișori va fi locul predilect, mai ales pentru bărbați, unde aceștia vor căuta cadoul potrivit pentru mamele, soțiile, fiicele sau pentru iubitele lor.